Mor cu voi când vă ridicați, așa, dar îmi place. Ia-o-l. Acum, da? Bine. Ia-o-l. Era să iau de tot, știi? Luați-l, ați luat. Ok. Bună, Ruxandra. Bună, Florin. Despre educația step by step, ce trebuie să știm și nu știm noi? Mă, în primul rând, mie îmi place mult de tot treaba asta cu educația step by step, pentru că există multe idei preconcepute. Știți, când auziți step by step, ai impresia, mamă, mi-a copilul așa ușor, ușor. E pentru copii care au dificultăți în învățare. Din potrivă, e, de fapt, apropo de ce vorbeam noi zilele trecute, dacă ți-amintești, pune foarte mare accent pe unicitatea fiecărui copil și pe dezvoltarea lui în ritm propriu. În același timp, se încurajează foarte mult și lucrul în echipă. Se lucrează și pe centre de activități, adică ăștia mici când vin dimineața pot să-și aleagă la ce centru vor să meargă, să-și înceapă activitățile și se rotesc pe acolo. Și gândiți-vă că au 8 ore pe zi, față de 3-4, cât au ceilalți copii care sunt educați în sistem tradițional. Bucuria părinților! Și a lor, pentru că vă spun, am cunoscut copii, acești copii pe care o să-i vedeți și voi imediat, care iubesc matematica, iubesc să stea la școală, deci îmi spuneau părinții, venim după 8 ore și nu putem să-i luăm acasă. Ce tare! Și o iubesc, vorbesc și o iubesc pe doamna și îmi ziceau, doamna, abia aștept ora de mate. Cum aș, îi luam așa la rând? Când și tu aștepți ora de mate? Și eu, și eu. E era ceva incredibil. Asta zici de grădiniță, nu? Nu, e școală. Școală? E școală, copii de 7 ani. Păi, la grădiniță nu prea se face matematică, cel puțin nu asta, denumită așa. Se face, dar în alt fel, da. Da, și ce mai e? Copii ăștia, educați altfel decât în sistem tradițional, sunt ei, o să-i vedeți pe ei, sunt foarte, foarte deschiși. Deci în momentul în care m-am dus acolo, toți aveau opinii în primul rând și erau dornici să le exprime cu o lejeritate de asta fantastică. Dar deci faci se toate vede... materiile, adică trec și prin română și prin limbă străină și prin matematică, adică, tot. Da, exact, pentru că dacă ei au inclinație doar spre muzică, asta nu înseamnă că nu mai învață și celelalte materii care sunt cel puțin la fel de importante. E curicula de stat, însă e deci curicula obișnuită, cea după care învață toți elevii, însă ea e cumva adaptată astfel încât să se integreze principiile acestea step by step. Și un alt lucru foarte important care îi diferențiază este faptul că orele se desfășoară de multe ori cu invitații. Iar invitații sunt adesea părinții. Deci faptul că un părinte e prezent în sala de clasă în timpul orelor nu e nimic neobișnuit. Și să-i vedeți, fac excursii. Deci îmi spuneau, ne-am întors, acum am fost la munte, am fost peste tot, bat țara în lung și lat și... au foarte, foarte multe activități care, repet, îi pregătesc foarte bine pentru viață. Sunt copiii aia care mâine or să știe să-și exprime punctul de vedere și or să, cum să spun, o să aibă reținere, așa cum am fost noi învățați. Sunt multe astfel de școli? Teoretic, deci el în 94 s-a introdus la noi sistemul ăsta, da. Dar cu pași mărunți, mărunți, gândiți-vă că nici astăzi nu se știu multe despre sistemul step by step. Și e și la stat, e și la privat, există și instituții private. Eu am filmat special într-o școală de stat. Da, e certificat de minister, nu? Da, absolut. Gândiți-vă, păi dacă e în sistemul de stat, sigur că da. Și într-o școală de stat am filmat și noi, ca să vedeți că se pot face lucruri bune și copiii noștri pot fi educați și altfel, inclusiv la stat. Hai să vedem. Hai să vedem imaginile, da. Micuții din jurul meu sunt educați în sistem step by step. Este o metodă alternativă, centrată pe copil și pe implicarea familiei. Este un sistem care funcționează tot pe curriculum național. Avem același tip de proiectare, doar că se lucrează diferit pe centre. Este încurajată gândirea critică. Da, copilul își exprimă opinia, nu este îngrădit, munca în descoperire este puternic promovată, copilul trebuie să lucreze individual, să descopere singur, să muncească. El este într-o competiție cu sine, veșnic, el nu este într-o competiție cu un coleg. Mie îmi place cel mai mult la școală că sunt mulți copii, nu sunt singură ca acasă și mă plictisesc mereu. Mie cel mai mult îmi place la școală fiindcă îmi fac prieteni mulți și facem matematică cu doamna și noi pe doamna o iubim și doamna uneori face și glume. E doamna. Pune cu noi, nu urlă, nu fac altele. Nu ne jignește. Mie îmi place foarte mult la școală. Simt nevoia să mai rămân acolo până ziua următoare. Noi iubim foarte mult să facem lecții.
Venim la ora 4 și nu putem să-i luăm. Ba mai au ceva de făcut la tablă, ba mai au ceva de desenat, ba mai au ceva de terminat. Toate lucrurile și toate activitățile sunt susținute de părinți. Au gândit, copilul nu este o proiecție a mea în perspectivă. Copilul nu este proiecția părintelui. Vreau eu să-l fac medic și trebuie strict să învețe doar chimie, matematică și fizică, nici de cum. Copilul este, se dezvoltă în funcție de abilitățile pe care le are. Nu vreau să proiectez nimic, îl las pe el singur să aleagă ce își dorește. Nu vreau să fac asta pentru că eu am fost împinsă în copilărie să fac ceva și n-am făcut acel lucru. Eu aș cam vrea să fiu bucătar, să gătesc bine și să fac șnițele sau sarmale. Eu aș vrea să mă fac o veterinară. Îmi plac foarte mult animalele. În primul rând am 3 motani și o pisică și un câine. Am avut mai mulți câini, numai că unul a murit și alții s-au dus acasă. Propriul dumneavoastră copil e unul dintre primii beneficiari ai sistemului Step by Step de la noi. Da, în anul 2002 am înscris-o pe fiica mea la alternativa Step by Step fără a avea informații prea multe despre această alternativă, dar îmi plăcea cum sună și chiar după atâția ani vreau să spun că sunt în continuare încântată și consider că mi s-a îndeplinit visul, deci fiica mea a fost formată așa cum mi-am dorit atunci. Pur și simplu atunci când plec de acasă și ven la școală mă simt așa, liberă. Pe mine mă ajută școala să devin o domnișoară care știe să calculeze bani, știe să facă lucruri noi. Facem și activități de muzică și mișcare și ne mișcăm, dansăm și facem multe activități. Suntem pregătiți până la clasa a patra. După clasa a patra, copilul se întoarce în sistemul tradițional, dar nu reprezintă un impediment pentru el. Băiețelul dumneavoastră a terminat 4 ani în sistem Step by Step. Trecerea a fost extrem de lină. Doamna i-a pregătit, ca să zic așa, pe copii pentru sistemul tradițional și nu a avut absolut nicio problemă de adaptare. Din contră, sunt mult mai dezinvolți, mai comunicativi. Copii fericiți așadar, nu? Ai văzut, asta e cel mai important. Și în momentul în care oferă un răspuns la o întrebare, nimeni nu-i spune nu e corect, ci li se explică în așa fel încât singuri își trag concluziile, singuri își dau seama unde au greșit și ce au de corectat. Mm. Plus, nu sunt, fiți atenți, deci la final, nu li se oferă premii, coronițe, ci fiecare primește o distincție în funcție de domeniul în care el e bun. Ce tare, competitivitatea, dar altfel, da. Până în clasa, exact. Până în ce clasă poți merge la o astfel de școală? În București, la școlile de stat, doar până în clasa a patra se poate. Deci începând de la grădiniță până în clasa a patra. Dar în sistem privat, în București, am găsit chiar până între a opta. Chiar mă gândeam serios pentru Albert, că dintre a cincea aș putea să încerc. Pe inclinația. Dar Albert e cu imaginația, cu vorba multă ca maică-sa. Da? Avocat îl faci. Avocat îl faci ca maică-sa. Și ajunge prinț dacă îl faci avocat. Că m-am uitat eu la serial. Da? Toate domnișoarele care joacă astea cu avocat să ajung prințese. Oful tău din weekend e tot aici. Nu, mamă, uite, ce, e aplaud, mi-a plăcut de ei. Pentru că de mic poți să-ți găsești pasiunea pentru arte, de exemplu, muzică sau dans. Uite, pe vremea mea, mama m-a dus separat de școală să facă și muzică. Vremea ta? Ai început să te trezești la 6, să vorbești așa? Da. Dansul este unul dintre domeniile pe care nu l-am atins când eram mic, pentru că mi s-a părut și mie acum mi se pare așa, știu că am două picioare stângi. Mi-era rușine să mă duc într-o clasă cu foarte mulți copii, că am zis, o să fiu ăla care dansează cel mai rău de tot și o să se uite copiii la mine și o să râde. E, uite, asta a fost una din greșelile mele. Bine, las că am mers o parte. Da. Nici eu n-am mers la lei toată viața în așa. Da.